Bună ziua, bine v-am găsit! Iată, astăzi facem o nouă lucrare. Acum filmez un cadru mai strâns. Cineva spunea că să se vadă mai de aproape. Din cauza că nu pot eu manevra camera cum doresc, am pus un cadru mai apropiat de ceea ce filmez. Și să vedem despre ce-i vorba azi, fiindcă n-au trecut două săptămâni. Și albinuțile mele au mâncat toată turta proteică care le-a fost dată. Deci, iată așa arată. Deci aici a fost turta. Eu decupez partea colorată și astfel pot să văd exact câtă mâncare mai au. Și acum facem următoarea configurație. Facem următoarea configurație pentru a le da siropel. Le dăm sirop. Iată aici avem borcanul cu sirop. Aici avem o gaură mică. Nu e siropul care îl dați dumneavoastră, e un sirop 10 la 2, adică 10 litri apă, 2 kg de zahăr. Și acesta îl dăm, e cu uleiuri esențiale, foarte bune, după 3 ani de folosință și-au arătat valoarea, să zicem așa. Acum că sunt stupine care mai mari și nu poate să utilizeze din cauza costurilor probabil sau la manevra, o să vedeți că nu e mai greu de pus decât o turtă simplă. Aici avem rama dată cu miere data trecută și vreau să văd dacă au luat-o. Și dacă n-au luat-o, tot o să decăpăcim un pic, iată. O să dăm un pic cu purpulița. De data asta nu mai deranjăm cuibul, doar dăm hrană. Dăm un pic așa cu purpulița pe ea. A început să apară și la mine polen, așa că o să fie ultima turtă proteică care o primește. Deci, dăm aici rama. Acum aducem o turtă. Punga aceasta e goală. Și cam asta facem acum. Hai să decupez o turtă, să zic așa. Scoatem folia la turtă și dăm la albinuțe să pape. În curând culegem polen, nu mai e mult. Dacă ține vremea și o să vină și un pic de ploaie, putem colecta polen. Adică anul acesta scopul meu e de a colecta polen. Și vom încerca să facem și un pic de apelarnic. Pentru apelarnic va trebui să folosim rama oarbă. Dăm un pic cu cum să le îndepărtăm pe albinuțe. Au mâncat foarte bine, înseamnă că și creșterea de puiet a accelerat. Punem
turta, putem să o punem și așa acum. Așa. Și pentru a da siropul, aici, fiindcă dau la borcane, o să pun două înălțătoare din acestea. Ca să țină bine borcanul, să nu se răstoarne. Trebuie să fie ceva mai stabil. O să vedem. Un pic mai apropiat. Așa. Bun. Acum punem folia. Pun folia, iar aici unde voi pune borcanul, voi face un decupaj mic. Cam asta ar fi decupajul. Așa. Și venim cu borcanul cu gaură. Cam asta e tot. Deci așa o să vină. Acum venim cu un sfat de jumate. Și putem da sirop liniștit acum zilnic. Nu știu când o să-l iau, o să verificăm zilele următoare. Dar e foarte comod de a da acest sirop. Și putem veni și cu borcane mai mari, dar deocamdată vin cu astea. Un alt lucru important este izolarea termică. Luăm o păturică din asta, încă nopțile sunt reci, nu mai îngheață, să zicem că nu, sper să nu înghețe. Ar trebui izolat bine, da? Eu zic că căldura de la albinuțe plus izolarea aceasta care le-o fac eu aici să țină cât de cât siropul ăla să nu înghețe. Acum vom vedea ce se întâmplă. Cam asta e. Mai punem o păturică aici. Iată așa că borcanul are contactul acesta cu peretele exterior. Atunci eu încerc să-l izolez pe partea exterioară mai bine. Cam așa. Borcanul acum este foarte bine izolat. Și să sperăm că totul e bine. Cam atât am vrut să vă prezint azi cum pun eu siropul acesta la albinuțe. E primul sirop. Și mergem mai departe. Până data viitoare, numai bine.